Dragii mei, vă invit să arătăm recunoștință față de Creatorul nostru pentru mulțimea darurilor oferite. M-aș opri la un dar deosebit, oferit în cuvântul Lui. Această colecție frumoasă de 66 de cărți. O bibliotecă întreagă, o bibliotecă atât de frumoasă. Și m-aș opri la una dintre ele, la cea de-a patra Evanghelie, Evanghelia după Ioan, Evanghelia dragostei, Evanghelia ucenicului iubit. Că dacă vom înțelege mesajul acestei Evanghelii, vom avea toate șansele să călcăm pe urmele ucenicului iubit, care a călcat atât de mult în urmele învățătorului lui, încât a devenit atât de mult asemenea lui. Și este dorința lui Dumnezeu, este pregătirea pe care o putem face în vederea așteptării și grăbirii venirii Domnului nostru Iisus în slavă. Această Evanghelie are aproximativ 140 de versete în care subliniază relația Tatălui cu Fiul. De ce atât de mult? De ce insistă Ioan atât de mult asupra acestui subiect? Am putea spune că în contextul istoric, când oamenii încă n-au avut atât de mult timp, secole și milenii ca noi, n-au reușit să distingă și să accepte divinitatea Domnului Iisus. Dar lucrul este foarte important, de a înțelege natura Domnului Iisus, a înțelege relația Lui, locul Lui acolo în sfatul ceresc. Și când vom înțelege lucrul acesta, și relația noastră cu El va fi una specială. Acest lucru s-a întâmplat și într-un moment istoric al bisericii noastre, a bisericii Advente de Începuturi. În 1888, la acea conferință, s-a dus un mesaj atât de dulce, atât de prețios. Și miezul mesajului a fost Hristos, Hristos în divinitatea Lui, în legătura Lui cu Tatăl și apoi cu mâna Lui divină prinzând tronul Lui Dumnezeu și cu mâna Lui umană prinzând omenirea. Înțelegerea acelui subiect la 1888 a făcut ca mulți să trăiască o adevărată trezire și o adevărată schimbare în viața lor, în trăirea lor creștină. Dacă vom înțelege și noi acest mesaj Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, dacă vom înțelege legătura între Tatăl și Fiul, vom ajunge și noi legați de acea legătură puternică ce nu va putea fi desprinsă în nicio situație. Și când totul va fi sub furtună, sub încercare, sub presiune, doar aceasta va rezista. Vom avea mai multe versete. Nu voi folosi cele 140 de versete, dar aproape din fiecare capitol m-aș opri la un verset și să vedem cum a fost posibilă legătura Fiului cu Tatăl și pentru noi, fără să amintesc mereu, ar fi ideal să punem mai departe în această ecuație legătura noastră cu Fiul. Așa cum a fost a Fiului cu Tatăl, să fie a noastră cu Fiul și vom ajunge la aceeași contopire, la aceeași unitate, atât de necesară și care va fi cea din tâi sau poate singura care va dovedi lumii existența unui popor al lui Dumnezeu pe acest pământ. Încep cu începutul, cu primul capitol și primul verset. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu era doar cu ce era Dumnezeu. Cuvântul acesta, de la început, și când înțelegem puterea cuvântului, un cuvânt viu și lucrător, un cuvânt care nu este o slovă, același capitol, și cuvântul s-a făcut trupă, și învățătura Domnului trebuie să devină experiența noastră, trebuie să devină experimentată în carne și oase, să nu rămână la nivel teoretic, că doar aceasta produce efecte. Și în viața ucenicului iubit a produs efecte. S-a făcut trup,
născut acolo în, de tatăl și a locuit în sânul tatălui. Dar continuăm cu viețuirea Domnului Iisus pe pământ. În capitolul 2, versetul 16, și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Unde și-a avut Domnul Iisus locuința? La Nazaret, am putea spune. Da, pentru o perioadă de timp a trecut și pe acolo. Și când au făcut vizita la Ierusalim, când se cădea potrivit vârstei lui să ajungă acolo, când pare o neglijență a părinților, într-un moment al zilei, că a făcut ca copilul să dispară, l-au găsit după căutări insistente și l-au găsit într-un loc. Și el a știut să răspundă domolită, dar cumva hotărâtă. Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Pe el îl durea lucrul acesta. El știa că acolo trebuie să locuiască și acolo a locuit. Și nu s-a putut simți bine când a văzut că acolo se întâmplă altceva. Unde avem noi oare locuința? Anumită localitate, anumită stradă, anumit număr. Dar ideal ar fi ca și noi să locuim la casa Domnului. David tângea de dorul acesta să locuiască în casa Domnului. Ce presupune lucrul acesta? Mai mult decât o simplă mergere la adunare și apoi o plecare de acolo. Nu o mișcare mecanică, ca ușa în balamale. Și atunci când viața noastră este transformată, atunci se poate dovedi că noi locuim acolo. Și spunea bine copiii unei familii că ar fi bine să mute mobila la biserică. Și făceau ei explicația când au întrebat, da, de ce? Pentru că acolo suntem ca niște sfinți, sau tata, sau mama, sau noi, și e bine să fim acolo, în casa Domnului. În capitolul 3 este versetul de aur. Atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe Fiul Lui relația de iubire și relația de sacrificiu, de dăruire. Să știți că n-a venit doar Fiul, a venit însoțit de Tatăl. Și tot mesajul Evangheliei după Ioan este acesta, că deloc Fiul n-a fost singur și ajungem și acolo. Dar citesc versetul 35 din capitolul 3. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Tatăl iubește pe Fiul. Și dacă aplicăm ce propuneam mai devreme, și Fiul iubește pe om, mă iubește pe mine, te iubește pe tine. Și aici oricine își poate trece numele, fiindcă atât de mult a iubit, pentru ca oricine. Deci atât de mult ne iubește. Cum îl iubește Tatăl pe Fiul, iubește și Fiul pe orice om din această lume. Deci să credem, să simțim, să trăim lucrul acesta. În capitolul 4, versetul 34, Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Se spune printre oameni, în popor, că toată truda omului este pentru gura lui, este pentru mâncare. Care a fost toată truda Domnului Iisus? Pentru ce s-a trudit el? Care a fost scopul vieții lui? Să-și facă o locuință, să câștige pâinea de ceva de toate zilele? Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Dacă și în lista noastră de priorități, de lucruri importante, apare aceasta și apare nu pe un loc secund, ci acolo în vârf de toată, suntem din aceia care calcă pe urmele Domnului și Învățătorului. Este să fac voia celui ce m-a trimis. Este greu lucru, dar poate al subiect acesta, să supui voia ta voii lui Dumnezeu. Domnul Iisus putea să aibă voia lui și n-a făcut-o. Nu pentru că nu știa să aleagă, să plănuiască, să aducă la îndeplinire, dar el a făcut lucrul acesta ca să împlinească doar voia celui ce l-a trimis. Fac o fereastră, cum o face și evanghelistul Ioan, în capitolul 4,
Și anume, avem de la versetul 43, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. De ce vreau să facem această fereastră? Să vedem dragostea între un tată și un fiu. Și așa cum este dragostea Tatălui Ceresc și a fiului său, de multe ori el ne transmite și doar din acest izvor preluăm și simțim și noi această dragoste. Și un slujbaș împărătesc a avut fiul bolnav. 49. Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Deci, suferința era gravă, era grea, era spre moarte. Vino până nu moare. Cum a zis acel tată aceste cuvinte, cum a sunat rugămintea lui, cred că doar cel care se transpune în situație poate să o reproducă. Și Domnul Iisus, atent, empatic cu el, s-a plecat asupra acestui caz și i-a zis: du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Nu i-a spus fiul tău s-a vindecat, ci fiul tău trăiește. Pentru că Domnul vrea să trăim din belșug și atunci când trăim din belșug se poate numi această viață. În rest, este ceva târâtă. A întrebat pe robii lui, acest serv, în ce ceas a început să-i fie mai bine. Și ei au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Vom cunoaște și noi puterea cuvântului lucrător, transformator, atunci când îl aplicăm în viața noastră. Tatăl a cunoscut și noi suntem chemați la această cunoaștere. Chiar viața veșnică este aceasta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Cel pe care L-a trimis El. Este însăși esența vieții și a vieții veșnice. Tatăl a cunoscut și să cunoaștem și noi. Capitolul 5, versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai. Și nu din lipsă de capacitate n-a făcut fiul nimic de la sine, ci pentru că doar în relația aceasta de supunere poate ieși un lucru bun. Nu fac nimic de la sine. În relația noastră cu fiul, tot așa ar trebui să traducem. Nu fac nimic de la sine, de la mine. Că tot ce putem face de la sine este lucru manual. Cu intențiile cele mai bune putem să greșim atunci când facem de la noi. Și atunci trebuie să urmăm exemplu. Să facem tot ce vedem pe el făcând și să facem întocmai cum a făcut și fiul în relație cu tatăl. Este esențial pentru a ajunge la transformarea prin care a trecut ucenicul iubit. Capitolul 6, versetul 57. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Viața Domnului Iisus era o viață nederivată, neîmprumutată și totuși el recunoaște această legătură. Trăiesc prin viața Tatălui și noi care avem viață împrumutată pentru un timp limitat, ar trebui să știm că depindem de el și depindem și vom avea viață doar atunci când mâncăm și avem părtășie cu el. Când îl mâncăm pe el, vom avea viața și vom trăi prin el.
Și lucrul acesta presupune multă. Omul nu trăiește doar cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt, dar acel cuvânt întrupat. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Doar atunci vom avea viață și viață din belșugă. Capitolul 7, versetul 18. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Aici este o mare încercare pentru firea noastră, că din fire suntem porniți să căutăm slava noastră, să așteptăm aprecieri, să așteptăm, eu știu, laude, lingușirie. Dar Domnul Iisus a fost trimis și nu și-a căutat slava Lui, ci slava celui ce l-a trimis. Și de aceea nu s-a găsit strâmbătate în El. Atunci când vom renunța la slava noastră și nu vom căuta deloc slava noastră, vom fi imuni la strâmbătate. Cât timp încă mai avem un gram, un grăunte de muștară în care să căutăm slava noastră, va veni și strâmbătatea și nu trebuie să-i dăm voie să intervină, să se așeze în experiența noastră. Și acesta este mesajul timpului nostru, să dăm slavă celui care a făcut cerurile și pământul. Capitolul 8, versetul 28. Iisus, deci, le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Când veți înălța pe Fiul omului, când vom înălța omul Calvarului, atunci veți cunoaște. Să știți, nu există cunoaștere salvatoare dacă nu-L vom înălța pe Fiul, dacă nu-L vom recunoaște pe Cel care a fost înălțat între cer și pământ și care a revărsat peste noi potop de dragoste. Când îl vom înălța, atunci vom cunoaște și atunci nu vom face nimic de la noi și nu vom vorbi nimic de la noi, ci vom vorbi tot ceea ce ne va învăța El. Și Domnul ne-a învățat să stăm la cuvânt, să nu trecem peste ce stă scris, peste cuvântul Lui, să nu folosim cuvintele noastre. Tot Evanghelia după Ioan spune, cel trimis de Dumnezeu rostește cuvintele lui Dumnezeu. Deci nimic de la noi, totul după cum m-a învățat, după cum îl văd pe Tatăl, așa să fie și supunerea noastră față de Fiul. În capitolul 9, în versetul 4, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Trebuie să lucrez lucrările. Avem poate și noi lucrările noastre, dar nu. Trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Și care este lucrarea celui care m-a trimis? Este să scot din rădăcină, din firea mea, egoismul, slava de sine, îngăduința, slujirea de sine. Și atunci când vom lucra dezinteresată, când vom da totul, fără să așteptăm nimic, doar atunci putem să ne asemănăm cu Fiul în lucrarea Lui. Și El a fost credincios în isprăvnicia Lui, în a-și aduce la îndeplinire cele încredințate de Tatăl. Capitolul 10, versetul 30. Eu și Tatăl una suntem. Dacă e o cerință pentru a
avea izbândă, avea biruință într-un anumit lucru, este nevoia de unitate. Și Domnul nu vine să ne ceară să fim una cu El și El să fie dezbinat cu Tatăl. Nu. El ne arată modelul. Eu și Tatăl una suntem. Și tu, omule, cu mine, tot așa trebuie să ajungem una. Că altfel nu putem merge pe același drum dacă nu ne învoim și nu vom ajunge în această unitate. Și atunci când vom fi pătrunși de Spiritul lui Dumnezeu, să știți că nu vom avea altă variantă decât să fim una. Și vom ajunge la capitolul potrivit și vom vedea că aceasta se transmite mai departe. Chiar aș putea spune că pe lângă mesajul unității între Tatăl și Fiul, întreaga Evanghelie a lui Ioan este despre unitatea care trebuie să fie între Fiul oamenilor și Dumnezeu. Capitolul 11. Capitolul 11 și citim 42. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. A făcut o rugăciune simplă și a mulțumit Domnului chiar înainte de a vedea răspunsul la rugăciune. Și aceasta este rugăciunea pe care o așteaptă Domnul. O rugăciune scurtă, o rugăciune simplă, dar cu încredere și mulțumire și să mulțumim Domnului pentru cele cerute chiar înainte de a le vedea curgând spre noi. Și a mai fost un obiectiv al rugăciunii, pentru ca lumea care stă aici să creadă. Așa a fost rugăciunea și a servului lui Dumnezeu în vechime pe Muntele Carmel. O rugăciune simplă, scurtă, în comparație cu a prorocilor lui Baal, dar a avut același scop, ca să știe poporul că Domnul este singurul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Lui. Da, noi niciodată nu ar trebui să ne atribuim slava, cel mult satisfacția. Satisfacția că putem fi slujitorii lui Dumnezeu și dacă ceilalți pot recunoaște aceasta, tot pentru slava lui Dumnezeu trebuie să fie. Capitolul 12, versetul 49. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. N-am vorbit de la mine însumi. Oare de câte ori vorbim noi de la noi înșine? Și să știți, de fiecare dată când vorbim de la noi, vorbim din ale noastre. Și tot Evanghelia după Ioan vine și ne întreabă, oare, cine este Tatăl nostru? Din ale cui vorbim? Și când nu vorbim adevărul, vorbim din altă sursă, pentru că acolo nu poate fi altceva, pentru că El este izvorul, El este Tatăl neadevărului, al minciunilor. Nu vorbesc de la mine, ci El mi-a poruncit ce trebuie și cum să vorbesc. Menirea noastră, chemarea noastră este doar să ne deschidem gura și să ne rugăm ca și psalmistul într-un loc, pune tu cuvintele tale pe buzele noastre. Când se va întâmpla asta în viața noastră de zi cu zi, când se va întâmpla aceasta în bisericile noastre, vom vedea un alt rezultat și ajungem curând la acest rezultat. Capitolul 13 și versetul 31. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El. Dumnezeu a fost proslăvit în Fiul și acum Fiul a fost proslăvit. Când? Când a fost, când nu a fost dat afară,
nu a fost alungat când Iuda a ieșit, când lăsăm ca Spiritul Domnului, dragostea Lui să inunde ființa noastră, nu mai e loc acolo de alte păsări necurate și urâte. Și atunci va fi proslăvit Fiul în viața noastră. Și la aceasta trebuie să ajungem. Înainte de venirea Domnului se va întâmpla lucrul acesta și va fi proslăvit în Sfinții Lui și privit cu uimire în toți cei ce au crezut. Și doar atunci va veni Domnul, când chipul Lui, când caracterul Lui va fi reprodus în urmașii Lui. Cu toții trebuie să ajungem să călcăm pe urmele lui Ioan, care a ajuns să se asemene atât de mult cu învățătorul lui, încât în grădină a trebuit să dea un semn de distinție. Pe acela pe care îl voi săruta eu, nu cumva să greșiți și să-l arestați pe Ioan. Da, așa trebuie să ajungem. Și cel care zăbovește în fața acestui chip, în fața acestui caracter, va fi schimbat din slavă în slavă și este idealul lui Dumnezeu. În capitolul 14 citim versetul 26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Aici, pe lângă Tatăl și Fiul, apare și Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl. Da, ce vă va învăța? Ce vă va aduce aminte? Nu va vorbi nici el de la el, nu va avea o lucrare independentă, separată, ci vă va aduce aminte ce v-am spus eu. Deci acum vedem unitatea nu între doi, ci între trei. Și despre această unitate se va mai accentua și în alt capitol. Mângâietorul. Și Mângâietorul vine și activ și ne vorbește și ne aduce aminte. Și trebuie să ne aducă aminte de experiența din camera de sus. De acolo au ajuns cu toții una, un gând, o inimă și un suflet. Și acest lucru, doar acest lucru ne poate pregăti pentru venirea Mângâietorului. Pentru ca Domnul să reverse din abundență ceea ce încă cerurile trebuie să țină acolo în zăgazurile, în cămările cerului, să dea din belșug Duhul lui cel Sfânt în ploaie târzie. Capitolul 15. Putem urmări mai multe versete, mă opresc la versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Fiul a păzit și a rămas în dragostea tatălui. Putem veni cu declarații înalte, nu până la tavan, mai jos sau mai înalt, până la cer. Dar dacă nu facem dovada, ucenicul iubit, nu în Evanghelie, ci în epistola, ne cere dovada că cel care zice că iubește și nu face, este nu în adevăr, ci este neadevăr. Poate chiar direct, fără menajamente, fără să fie nevoie de traduceri, a spus, e un mincinos. Da, să nu stăm liniștiți și să aplicăm acest verset doar pentru alții dincolo de zidurile bisericii noastre. Și noi suntem chemați să ne supunem, să ascultăm, cum a ascultat Fiul, de poruncile Tatălui Ceresc, ca să rămânem în dragostea Lui. Ceea ce nu este în această păzire, ascultare, supunere, este o dragoste inflamată. Și mergem puțin mai departe. Capitolul 16. Capitolul 16, versetul 7. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci, dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Vă este de folos, vă spun adevărul,
mă ducă, dar nu vă las singuri, ci altcineva va veni și va fi cu voi. Și acest altcineva, acest mângăietor, este cu noi în tot timpul, în tot locul. Să ne purtăm în așa fel, să nu-l îndepărtăm din prezența noastră și să rămânem singuri. Și lucrarea mângăietorului, a Duhului Sfânt, nu este una străină de lucrarea Tatălui sau a Fiului. Ei toți una sunt. Și noi suntem chemați ca să fim una în această unitate din cei care fac totul pentru salvarea noastră. De două ori s-a amintit această întrăită unitate. Ajungem la capitolul 17. De la primul verset până la al 14-lea, fără excepție, în fiecare verset este făcută legătura între Tatăl și Fiul. Dar aleg să mă opresc la alte două versete. În acest capitol îmi permit să folosesc două versete, nu câte un singur verset, ca până acum. De ce? Aici este esența și aici este dovada că suntem, dacă suntem în această experiență, vom fi și suntem copiii lui Dumnezeu, suntem poporul lui. 21 și 23. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Care a fost miezul rugăciunii Domnului Iisus? Mă rog ca toți să fie una. Și a dat și modelul. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, așa să fie și ei una în noi, pentru ca lumea să creadă. Doar atunci, să știți, toate eforturile noastre vor fi însoțite de succes, când vom lucra în unitate. De multe ori aud că se fac anumite proiecte, anumite planuri, că poate vom ajunge la unitate. Dar așa am citit în cuvântul inspirat, că primul plan pe care trebuie să-l facem este unitatea. Și apoi, în unitate, plecând, vom îndeplini toate proiectele și toate planurile noastre. Pentru ca lumea să creadă. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Acum, se pare că vrea să ne convingă că Tatăl Ceresc ne iubește direct, deci trecând peste zaua aceasta a Fiului, să vadă că tu i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Să fie în chip desăvârșit una, pentru ca lumea să creadă. Aceasta a fost preocuparea primei biserici și aceasta trebuie să fie preocuparea și ultimei biserici, care este chemată să reediteze experiența din camera de sus și apoi cu puterea aceasta să ajungă până la marginea pământului să ducă și să încheie lucrarea lui Dumnezeu. Capitolul 18 și în versetul 9. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Câtă responsabilitate a avut Fiul și câtă responsabilitate trebuie să avem și noi. Și chiar rugăciunea mea este să nu fim lipsiți de aceasta, că se pot pune niște litere înainte de acest termen și sună puțin urâtă, cât de iresponsabil putem fi dacă nu luăm seama la cei încredințați.
Și într-o zi ne va cere socoteala unde ți este turma încredințată. Și cei de acasă, și cei din biserică, și cei care au fost sub influența noastră, nu cumva să fie pierduți. Este grav, o spuneam de multe ori, să ne pierdem, dar este foarte grav să pierdem și pe alții. Și nu, cel care va călca de aproape pe urmele Mântuitorului nu va pierde pe nici unul din cei pe care ne-a dat Tatăl. Și aceasta să fie rugăciunea noastră. Capitolul 19, versetul 7. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Noi avem o lege și după această lege trebuie să moară. Care era acuzația adusă condamnatului din fața lor? S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Era Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu? Era. Și omenirea n-a putut rezista, n-a putut suporta mai mult de 3 ani și jumătate prezența Fiului lui Dumnezeu printre ei. Și l-au dus acolo în fața lui Pilat și au stors o condamnare nedreaptă și l-au dus mai departe la cruce. Pentru că s-a făcut. Ei cumva aduceau învinovățirea că e doar pretenție. De câte ori nu sunt la noi pretenții, fără dovezi, fără să fie concret. Dar aici vreau să amintesc ceea ce era în primul capitol, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Atunci când urmașii Domnului Iisus vor ajunge să se facă, să se folosească de dreptul acesta, să știți că omenirea nu va suporta lucrul acesta, că va fi un reproș prea mare pentru ei să-i vadă în inocența lor, în neprihănirea lor și va fi, chiar va stârni poate, pus în ordine evenimentele, va stârni marea persecuție. Atunci când vor vedea caracterul Domnului Iisus reprodus în urmașii Lui. Să ne folosim de dreptul acesta de a ne face copiii Lui Dumnezeu. Noi ne putem folosi, putem să ne facem, dar Domnul Iisus chiar era Fiul Lui Dumnezeu. Capitolul 20, versetul 28. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu, de ce nu se putea opri aici? Domnul meu, el, noi zicem Toma necredinciosul, da, în experiența lui a mers mai departe și n-a recunoscut în el doar că era cuvântul acela cu Dumnezeu, ci a recunoscut că era cuvântul care era Dumnezeu. Și îl spune mai departe în acest verset: Domnul meu și Dumnezeul meu. El vede aici unitatea și vede că în persoana lui îl vede pe Tatăl. Ceea ce n-a înțeles Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut și pe Tatăl. Și se pare că în experiența lui Toma, prin aceste cuvinte, l-a văzut și pe Tatăl în persoana învățătorului. Așa, din necredința noastră, din îndoielnile noastre, poate nu cârcotași, nu de rea credință, dar trebuie să depășim și să ajungem să îl recunoaștem și să ne aruncăm la picioarele lui. Versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui.
Care sunt rostul celor scrise? Care sunt rostul celor spuse și în acest subiect? Ca noi să credem. Și ce să credem? Că Hristosul este Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață veșnică. Da, să știți, este simplu să fii salvat, este simplu să ai viață veșnică. Trebuie să ajungi doar la o cunoaștere, dar la adevărata cunoaștere. Și viața veșnică este aceasta. Și să ajungi ca și Petru să poți spune, dar nu putem pleca de aici, pentru că am înțeles, am cunoscut că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Da, să știți, carnea și sângele nu poate descoperi lucrul acesta. Doar Mângâietorul, doar Duhul lui Dumnezeu, care este una cu Tatăl și Fiul, poate să ne descopere și doar El ne va aduce în această unitate. Și cu demnitățile cerești și ne va aduce în unitate unii cu alții. Să nu lăsăm ca Scriptura să fie scrisă în zadare, să nu-și împlinească rostul și în dreptul nostru. Oricum, nu se va întoarce cuvântul lui fără rod, cum nici ploaia nu cade fără să producă roade, dar să fie și în dreptul nostru este rugămintea mea și este ceea ce așteaptă și Dumnezeu. El vrea și cu noi, nu fără noi. Capitolul 21 este aproape un bonus. Nu mai spune de această legătură, de această relație. Dar aș putea spune că și aici avem un îndemn. Atunci când avem această unitate cu Tatăl și Fiul, atunci când ne cunoaștem datoria, Îl vom urma, fără să mai privim peste umăr, să vedem cine ne mai urmează. La un moment dat, Petru, văzând pe ucenicul iubit, cel care ne-a spus aceste cuvinte, a întrebat, dar cu acesta, ce? Nu-i treaba ta, tu vino după mine. Da, când ne vom înțelege partea noastră în relație cu Domnul, când Îl vom urma, vom fi una cu El și unii cu alții, dar fără să fim curioși, fără să ne intereseze ce se va întâmpla cu unul sau cu altul. Și Domnul să ne ajute să ajungem la această unitate și cu toții, având un singur interes, pentru ca lumea să creadă, pentru ca cum Tatăl a fost proslăvit în Fiul și Fiul să fie proslăvit în noi. Și vine Pavel și spune să fie proslăvit prin biserica lui în această lume. Aceasta este chemarea, aceasta este singura motivație pentru care Domnul și-a strâns un popor, o biserică, ca să fie slăvită pe acest pământ. Și mulțumim pentru că ne-a dat modelul, ne-a arătat cum este unitatea între demnitățile cerești și cum putem și cum avem obligația chiar, obligația dragostei să ajungem la această unitate. Îi mulțumim Domnului că în această colecție de cărți avem și această Evanghelie, Evanghelia după Ioan. Și Domnul să ne ajute ca aceasta să fie Evanghelia după fiecare și fiecare să ne punem numele acolo și să ajungem în asemănare cu El. Să fim asemenea Lui în trăire, în viață, dacă este și în moarte, dar și în înviere și în veșnicie împreună. Îi mulțumim pentru atâta har și atâta încredere și vrem ca să nu-L dezamăgim și El să fie slăvit și onorat și noi binecuvântați. Amin.